poveste cutremurătoare. Se spune că la marginea unui sat stătea însuși Iisus răstignit pe cruce. Oamenii veneau mereu la capătul satului pentru a-i cere Domnului să le împlinească dorințele pe care ei le aveau. Și astfel veneau oamenii în fiecare zi și îi spuneau: Doamne Iisuse, te rog ajută-mă să-mi găsesc un loc de muncă mai bun. Ajută-mă, Iisuse, să mă căsătoresc cu un băiat harnic. Dă-mi, Doamne, o mașină mai bună, o casă mai frumoasă și tot felul de cereri. Domnul Iisus era istovit de greutățile pe care îi le provoca crucea. Era aproape sfârșit de atâta durere, însă nimeni nu venea măcar cu o cană de apă, o bucățică de mâncare, un gând bun sau orice gest care să-i aline durerile. Era părăsit de toți. Era singur acolo răstignit pe o cruce la marginea satului. Nimeni nu era interesat să-l viziteze. Iar el, cu o dragoste părintească, îi privea și le zâmbea și le împlinea toate dorințele. Dar ei, în bucuria lor, fugeau grăbiți spre casă, uitând să-i mulțumească. Domnul aștepta ca să vină cineva să-l dea jos de pe cruce și să-l primească în casa lui, însă nimeni nu se găsea. Domnul Iisus, sleit de puteri, plin de răni și sânge, aproape de moarte, cu o ultimă suflare îi roagă să-l dea jos de pe cruce și să-l primească în casa lor pentru a le aduce o mare bucurie, viața veșnică. Oamenii, mai cu o jumătate de gură, se hotărăsc într-un final să-l elibereze și îl duc în casa sa, Sfânta Biserică. Preotul este rapid anunțat că urmează să vină în biserică Domnul Iisus. Acesta, când îl vede, îi spune mai pe ocolite că nu îl poate primi. Vezi tu, Doamne, noi aici avem unele obiceiuri, nu putem renunța la ele, știi tu cum este. Și astfel se scuză. Domnul, cu lacrimi în ochi, plecă îndurerat și îi rugă pe oamenii de față să îl primească în casele lor. Oamenii toți, refuzând, îi spun Domnului: Vezi tu, Doamne, noi nu putem să te primim în casele noastre, dar ce-ar fi să vii tu din nou ca să te răstignim pe cruce? Domnul Iisus, văzând dorința arzătoare a oamenilor, cu lacrimi de sânge se plecă supus și cu toată dragostea acceptă să fie din nou răstignit de către cei pe care el i-a creat. Și astfel merse din nou să se răstignească, îndurând din nou acele groaznice suferințe, răbdând din nou loviturile ciocanelor care îi zdrobesc mâna și picioarele cu piroane imense. Și astfel Domnul Iisus moare din nou singur și uitat, fiind răstignit de acei cărora le făcuse atâta bine. Este cutremurătoare această pildă. La prima impresie suntem foarte supărați pe acei oameni care au fost în stare de o astfel de grozăvie, să-l răstignească din nou pe Domnul. Dar acei oameni suntem noi. Eu și tu îl răstignim din nou pe Domnul prin păcatele noastre. În tocmai acelor oameni, îl luăm pe Domnul și din nou îl răstignim și îl omorâm. De fiecare dată când păcătuim, îl biciuim iarăși pe Domnul Iisus, cu bice fără de număr, străpungând carnea și făcând să țâșnească sângele, lăsându-l aproape mort. Îi punem din nou o coroană de spini pe cap, îl batjocorim și scuipăm din nou pe acela care ne-a iubit încă de dinaintea întemeierii lumii. Gândiți-vă că atunci când facem un păcat grav, chiar noi înșine îi batem Domnului piroane în mâini și în picioare. Însăși noi ridicăm în sus ciocanul și izbim cu o ură mare piroane în mâinile care ne-au creat și ne-au dăruit viață. Însă în clipa când tu pironești pe cruce din nou mâinile Domnului, El te privește cu toată dragostea și se roagă pentru tine spunând: